găsit, dragi prieteni! Vă invităm să urmăriți o nouă ediție a emisiunii Pentru Noi Femeile, ediție în care vom dezbate o temă, o problemă a noastră a tuturor, și anume folosirea corectă a limbii române. Pentru prima dată în portofoliu de emisiuni Pentru Noi Femeile abordăm această temă și o facem împreună cu o invitată cu experiență preocupată de forma îngrijită a limbii române. Este vorba de doamna Mariana Parapiru din Galați. Bine ați venit, doamna Parapiru! Bine v-am regăsit! Știu că una dintre pasiunile dumneavoastră este scrierea, vorbirea corectă, astfel încât mesajul să fie înțeles, să fie transmis într-o formă elegantă, frumoasă, plăcută celor care o ascultă. Da, așa. Vreau să vă mulțumesc încă o dată pentru celelalte emisiuni care le-am realizat împreună pe tema adolescența. Da, a fost o plăcere și de partea mea. Dar acum sper să mă descurc bine, că suntem mai mult în terenul dumneavoastră decât data trecută. Nu neapărat ca la o oră de limba română, dar aș vrea să pătrundem un pic în tainele acestea și să vedem de ce trebuie să vorbim frumos și corect și cum putem să ajungem la standardul acesta. În primul rând, vreau să vă întreb, din punctul dumneavoastră de vedere, ce înseamnă cuvântul, ce înseamnă limba? Da. Mă bucur să avem prilejul să dezbatem o problemă mai delicată și care a fost ușor lăsată într-un con de umbră în general în cultura română și chiar și în mass media. Apreciez foarte mult că postul noastră de televiziune cultivă întoarcerea cu fața spre lucrurile grave. De exemplu, limba unui popor este un lucru solemn, este un lucru de înalt patriotism în momentul când în care îl cultivi. Este un lucru de care ai nevoie și de care e bine să fii conștient că ai nevoie, și cu cât îl stăpânești mai bine, stima de sine crește, încrederea în tine, în cei din jur de asemenea. Haideți să vedem din punct de vedere academic, științific, să răspundem. Cuvântul este partea aceea mică, unitatea de bază a vocabularului, așa o definește știința, vocabularul fiind totalitatea, masa cuvintelor unei limbi. La noi sunt în jur de 180-200.000 de cuvinte la care am putea adăuga, vorbeam noi astăzi, chiar nu acele limbaje specifice care vin cu nuanțări pe diferitele domenii de activitate și pe care nici măcar specialistul în limbă nu le știe. Sunt domenii ca medicina, marketingul, lumea sportivilor, în care terminologie, medicina, ele nu se întâlnesc, sunt total diferite. Dar limba română, cea vorbită de noi, chiar de noi două în această emisiune, are o nevoie specifică, aceea de a fi tratată cu mult respect, cu anume deferență, pentru că forma îngrijită a unei limbi este limba literară. Limba română literară este cea folosită nu numai în mediul academic, este cea folosită în mass media, este cea folosită în presă, în lumea școlii, a școlii primare, gimnaziale, a învățământului superior, în lumea oamenilor de afaceri. Deci pregătirea pe acest teren nu e o opțiune a unei minorități. Să știm limba că, na, se cuvine, suntem noi puțini și buni. Nu. Pentru a ști limba română corect, pentru a o cultiva, trebuie să avem o preocupare așa, cumva permanentă, și conștiința faptului că niciodată nu lăsăm armele jos. Da. Deci dacă am terminat școala, fie și studii filologice, fie și masterate sau doctorate pe domeniu, nu lăsăm armele jos, fiindcă permanent apar noutăți care ne schimbă, știu eu, punctul de vedere în anumite domenii, cel al exprimării, al nuanțării, chiar și al punctuației. Se acceptă unele forme, se elimină unele forme din vorbire și o să vedem când o să intrăm în amănunt. Limba unui popor, cum e limba română, este o modalitate prin care oamenii se înțeleg. Este, de fapt, ceea ce se cultivă ca stare de spirit. Limba românilor este total diferită de cea a bulgarilor, a francezilor, pentru că specificitatea ei unică o face ca
trăitorul, vorbitorul, încă din fașă, din frageda copilărie, să o perceapă ca pe limbă mamă. Limba mamă e una singură, chiar dacă te duci și locuiești la o anumită vârstă într-o altă țară, devii bilingv, trilingv, adică ai posibilitatea cu mintea deja să judeci. Chiar alte poliglot. Poliglot, sigur, există astfel de persoane și nu puține. Limba ta, limba mamă, este una singură și în ea, specific în ea, visăm. Când am fost în Germania la studii, am avut bucuria să observ că pe zi ce trecea eram bilingvă. Vorbeam și gândeam și în germană, dar pe măsură ce mă adânceam în cunoașterea limbii acelei țări, parcă mi era mai dor de spațiul nostru, de când am stat mult, a fost vorba de niște studii de vară. Am fost surprinsă doar odată când în timpul nopții visând, am visat un pic nu românește. Și mi-am dat seama că în vis vreau să rămân în continuare cu limba mea, prietenă și tovarășă de viață, limba română cu care eram... Probabil că și în visele acelea cu ochii deschiși în care ne formulăm viziunile, chiar dacă suntem gânditori în limba engleză sau în alte limbi, pentru că se testează nivelul spunând când vorbești, îți mai traduci în minte frazele sau gândești direct în limba respectivă. Da. Și sigur, cei care au experiență gândesc direct în engleză, da, sau în germană. Sau poligloții, da, da, așa este. Dar rețin ideea cu visarea. Totuși, când visezi, când ai o revelație, cel mai adesea s-ar putea să se întâmple în limba maternă. Da, da. Mie mi s-a întâmplat doar o dată și m-a revoltat. Numai în limba maternă visăm și cred că și devenim cumva numai în limba maternă. Este o stare de spirit, e cumva o pătrundere mai mult decât sufletească spirituală în ființă, limba maternă. Na. Dacă tot am vorbit de limbi străine versus limba maternă, aș vrea să subliniem un aspect. Oamenii noștri de cultură din toate timpurile au avut probleme cu stricătorii de limbă și ne uităm la Caragiale, care ironiza pe cei care vroiau să arate că vorbesc franceză și de fapt nu vorbeau niciuna nici alta corect și îi pedepsea în operele sale pe aceștia. Da, a început Alexandrie. Primul Alexandrie cu Chirița a făcut lucrul ăsta, care avea furculision în loc de furculiță și alte sioane, dar mascând o vastă incultură printr-o spoială de... Îi avem și astăzi pe acești oameni care încearcă să arate ceva, dar de fapt este în defavoarea limbii și a lor personal, și avem și pe cei care dezvoltă limba. De ce noi creștinii, pentru că suntem la un post de televiziune creștină, ar trebui să avem preocupări pentru dezvoltarea limbii? Ce ne pasă nouă? Hai să o luăm un pic și din perspectiva lui Dumnezeu. Da, din perspectiva lui Dumnezeu, lucrurile se fac numai într-un singur fel, adică corect, drept, adevărat. Dumnezeul nostru e un Dumnezeu al ordinii, al clarității. Nu e un Dumnezeu al lui merge și așa. Merge și așa e specific omului care e obișnuit să dea lucrurile peste cap, să le lase cum or fi. Nu. Exemplul nostru, modelul nostru suprem, Dumnezeu, face lucrurile într-o atât de desăvârșită ordine, cumpătare, însă și adresarea către noi o face printr-un cuvânt. N-a ales nici internet, nici televiziune, nimic. Dumnezeu a ales să ne vorbească în marea lui epistolă, Biblia, în Sfânta Scriptură, prin cuvânt. Deci iată ce valoare are cuvântul, așa încât el, de-a lungul istoriei, noi știm că a devenit prin întrupare Fiul lui Dumnezeu însuși. Adică lucrurile sunt la dimensiune universală, de acum aproape de neîncăput în mintea unui om. Cuvântul nu este o vorbă goală, sau mai spune unii, nu-i nimic, ăla spune răutăți, dar în inima lui un om bun. Dar Iisus ne atrage atenția, nu-i păcat ce bagi în gură, că se duce, e păcat ce iese, că vine din inimă. Deci cuvântul trebuie, dacă nu e, trebuie filtrat prin inimă, prin rațiune, nu merge oricum către ascultător, fiindcă el poate fi, așa cum e în cuvântul lui Dumnezeu, de o maximă, de o totală fidelitate, dacă este un cuvânt corect așezat, bine cumpănit, bine ales,
Și exact cum e în cuvântul lui Dumnezeu, este exact ce vrea și atunci cuvântul se încarcă cu fidelitate. Dacă nu, dacă el este lăsat, luat la voia întâmplării, știu, nu știu ce înseamnă, dar îl folosesc, cum e de exemplu cuvântul aport. Multă lume spune își aduce aportul. Când aport înseamnă în franceză a aduce contribuția. Cum poți să-ți aduci adusul contribuției? Da? Confundând cuvântul contribuție cu cuvântul aport și neglijând înțelesul de bază, care este explicat în cele mai simple dicționare, iată, se face o confuzie generatoare și, din păcate, chiar persoane care cunosc franceză folosesc această exprimare pe care eu n-am înțeles-o. Deci, aport înseamnă a chema, a aduce. Și există și comandă, când se dresează câinii, se trimite această comandă, se aruncă un obiect. Ei, nu înțeleg de ce oamenii nu-și pun problema, stai puțin, folosesc un cuvânt de două, trei ori, e o tautologie, nu? Sunt niște lucruri care se învață în școala primară și ar trebui puse nu numai în minte momentan, ci puse la treabă, folosite și din rațiunile unui simplu bun simț, dacă vreți. Limba este dovada bunului simț a vorbitorului. Un vorbitor, cât tace, e bine că tace. Dar se arată cine e cu adevărat când începe să rostească în limba lui sau în ce limba alege să vorbească ceea ce are de spus. Cred că trebuie să fie o preocupare pentru noi creștinii a vorbi și a scrie corect în limba noastră, pentru că Mântuitorul ne trimite la orice neam, la orice seminție să facem ucenici și să ducem Evanghelia până la marginile pământului, inclusiv țara noastră. Și atunci cred că pentru a prezenta un mesaj curat trebuie să avem grijă și de aceste reguli gramaticale, pentru că suntem cu atât mai convingători atunci când respectăm atât în formă scrisă, cât și în comunicarea orală. Chiar și de punctuație trebuie să avem mare grijă. Ea nu e orală, exprimabilă doar prin intonație orală, dar în scris contează. Contează și o virgulă, după cum știm, unde și cum o așezăm. E foarte adevărat. Mai ales că avem acum foarte multe oportunități, în comparație cu alte vremuri, să ne exprimăm în reviste, în cărți, la televiziuni, în biserici și să vorbim despre împărăția lui Dumnezeu. Și atunci mă motivez cumva în fața telespectatorilor noștri, de ce o astfel de tematică abordată de noi, nu pentru ca să avem un cap mai mare sau să fim mai plini de mândrie că uite ce frumos vorbim noi, ci eu consider că este o necesitate. Și aș vrea să ne mai ajutați un pic cu niște modalități în vederea dobândirii de cunoștințe pentru a ne exprima corect românește și pentru a fi siguri că interlocutorul a înțeles exact ce pornește din inima noastră, despre care spuneați că de acolo pornesc lucrurile care ies pe gură. Prima dintre modalități și cea mai eficientă este interesul pe care îl arătăm. Dacă noi suntem interesați foarte serios de ceea ce bem, de ceea ce mâncăm, de stilul nostru de viață, cuprinzând și mișcare și aer și mai multe elemente, credința, e bine să fim interesați și de lucrurile care se petrec în limba noastră. Limba este întocmai unei plante care e semănată, la noi a fost semănată la întâlnirea dintre daci și romani, având ca bază fondul de cuvinte al populației dacice, ocupată de cea romană, și venind limba aceasta total superioară limbii dacice, limba romanilor, ea cumva în lupta asta a învins. Dar cum a învins? Combinându-se cumva cu limba dacilor. Și la început a fost un dialect, o amestecătură, un fel de daco-romană, chiar așa este numită în istoria limbii. A evoluat în secole, prin secolul al VII-lea a început să se cristalizeze ceea ce avem ca rădăcina limbii române și creșterea, dezvoltarea limbii române s-a continuat și se continuă și nu avem decât a fi interesați de aceste aspecte. Și interesul nu constă în a lua dexul și a-l străbate de la A la Z, nici două în doi, nici... Nu, interesul constă în a fi sensibil la ceea ce se întâmplă în jur. Îmi amintesc când eram copil, toată lumea pronunța cuvântul advocat în anii 50-60. Prin anii spre 70, foarte ușor mi-a fost să spun că se spune avocat. Deci dispăruse un D.
La fel s-a mai petrecut cu cuvintele așează și înșeală. Erau așează și înșeală. Este acum așeza și a înșela. Dispare un E. Pe parcursul, repet, limba se dezvoltă și e nevoie doar de un pic de atenție dirijată către aceste lucruri. Sigur, din când în când nu strică ca la întâlnirile, la un ceai, la o cafea cu prietenii să mai discutăm și aspecte din acestea ne sunt de folos. Rigurozitatea unei limbi nu este atât de încătușată încât să nu poți stăpânii în marea ei diversitate. Nu, nu. Limba este riguroasă fiind în același timp foarte elastică. Ea acceptă, de exemplu, să formulezi verbe din niște interjecții. Rața face mac-mac și pac, apare verbul a măcăi. Da? Cocoșul face cucurigul și apare verbul a cucurigi. Îl cam folosesc copiii, nu? Dar el nu este cu nimic greșit. Și se pare că și în alte limbi se pleacă de la anumite părți de vorbire și se ajunge la altele. Însăși, crearea de cuvinte noi, de dumneavoastră, de mine, de altcineva, nu e o greșeală. Uneori chiar nimerim, alteori e doar o glumă. Depinde acum cum am reușit să prindem sensul în care merge limba noastră. Dar vreau să vă spun legat de cuvânt și de importanța lui, așa, pentru viața noastră, o anecdotă care vine din antichitate, dai de o frumusețe mare. Cu asta mi începeam discursul când mă întâlneam cu o nouă promoție de elevi și le povesteam, întrebându-i de ce învățăm noi limba română la oră, na, e și prima rubrică în catalog, când românește vorbeam și la grădiniță și acasă și în clasele primare, rămâneau surprinși și atunci le povesteam următoarea anecdotă. În Antichitatea Greacă a existat un filozof foarte cunoscut de greci, pe numele său Esop. Ca personaj era ciudat, micuț, urâțel, dar când deschidea gura și își spunea cugetările, lumea uita de ceea ce are în față și deodată în față avea un munte de înțelepciune. Esop, în urma războaielor de cucerire din Antichitate, a fost luat sclav și a devenit bucătar, dar bucătar de la cel mai modest. Făcea piața și căra cu spatele de la piață coșurile cu hrană pentru stăpânul său și numeroasa lui familie. Și chiar și ajutor de bucătar a fost cea mai înaltă funcție la care a putut accede marele filosof Esop, care, în urma căruia urma niște cărți bune. Și se spune, nu se spune, se scrie că Esop a fost chemat într-o seară de stăpânul său, care i-a spus: am să am prietenii cei mai buni la masă în zilele următoare. Mâine te duci și cumperi de la piață ce găsești tu mai bun, să facem cele mai alese mâncăruri. Ai grijă, mă bazez pe înțelepciunea ta, că se zice că ești mare înțelept. El a ascultat și a plecat a doua zi la piață și a cumpărat un coș mare cu limbi. Limbi de porc, de vită, ce a găsit. A venit acasă, le-a gătit împreună cu cei din bucătărie și la masa cu prieteni au servit fel de fel de mâncăruri de limbă. Limba poate fi gătită, noi știm, în fel și Da, chip. da, da. Una mai gustoasă și mai bună decât, unul mai gustos, e vorba de felul de mâncare, decât celălalt. A trecut o vreme și stăpânul a vrut să-l încerce. Ia să vezi cum îl încurc eu pe Esop acum. L-a chemat și i-a spus: mâine te duci și cumperi din piață ceva, că voi avea cei mai mari dușmani, ăia de se pare că-s prieteni, cei mai mari dușmani la masă și te rog să cumperi, te rog, îți poruncesc, că nu cred că a vorbit așa elegant, să cumperi ce este mai rău pe lumea asta, că sunt așa niște prefăcuți și niște oameni răi, cei care vor veni la mine. Esop s-a dus și a cumpărat un coș tot cu limbi. A venit acasă, le-a pregătit, mai puțin măestrit, dar a pregătit tot limbi. Stăpânul n-a zis nimic de față cu importanții lui, Oaspeții. oaspeți, da, dar după plecarea lor l-a chemat pe Esop și i-a spus: până aici ți-a fost, tu știi că eu sunt stăpânul tău și am drept de viață și de moarte, ești sclav, da, stăpâne? Ei, atunci explică-mi cum îndrăznești să-mi aduci tot limbă și pentru prieteni și tot limbă și pentru dușmani. Stăpânul s-o fi îngrijorat că poate primii o să spună la al Da, doilea și o să se și era vorbească cam că aceeași același unitate de rang. măsură, era o anume echivalență, chiar dacă erau, vor fi fost mai gustoase sau nu felurile de mâncare. Iar Esop i-a spus: liniștește-te, stăpâne, că acum am să-ți explic îndată și dacă mă găsești vinovat, eu plătesc cu viața.
Prima dată când m-ai trimis să-ți iau pentru prieteni, ți-am cumpărat limbi. Pentru că noi cu limba mângâiem, rosim vorbele de mângâiere, de alinare, de iubire față de prieteni, față de cei dragi. Și eu ți-am cumpărat limbă, că de pe limbă ne ies cuvintele. A doua oară când m-ai trimis să-ți iau pentru dușmani mâncare, eu am cumpărat tot limbi, că cu limba asta blestemăm, bârfim, înjurăm, spunem cele mai îngrozitoare, mințim, dar spunem cele mai îngrozitoare lucruri. Și ți-am cumpărat limbi și pentru dușmani. Pentru că tot de pe limba asta ies și cuvintele pe care le spunem lor sau despre ei. Și atunci stăpânul a rămas uimit de înțelepciunea lui Esop și i-a îngăduit să viețuiască în continuare. Da, asta ne duce cu gândul și la epistola lui Iacov, care ne spune că ce mare importanță are limba noastră și un mădular atât de mic, felul în care o folosim. Și cred că modul în care o folosim, fie că scriem, fie că vorbim, depinde cu limba dărâmăm sau zidim, da. Cu limba, așa cum spune, în puterea limbii stă viața și moartea. Și îmi amintesc de tot o poveste antică, aceea cu cunoscuta afirmație, a cărui sens este schimbat de o simplă virgulă. Să se ierte, virgulă, nu se poate să fie condamnat la moarte. Sau, dacă mutăm virgula, să se ierte, nu se poate, virgulă, să fie condamnat la moarte. Și fiecare înțelege altceva, doar... Și costă viață dacă da. Muți virgula, da. Dăruiești viața sau pierzi viața, așa este. Semnele de punctuație nu sunt deloc o glumă. Biblia însăși ne-o dovedește. Noi avem în limba română succesive traduceri. Cea pe care o folosim noi este cea a preotului Dimitrie Cornilescu, care a lucrat ani de zile la ceea ce folosim noi acum ca traducere actualizată și care a fost de o rigurozitate demnă de toată admirația, la fiecare cuvânt, la fiecare virguliță. A pus tot ce putea și știa el mai bine ca absolvent de înalte studii teologice. Cel mai frumos lucru care i s-a întâmplat în viața lui este că citind și ajungând la Romani, unde a aflat că nu e toată lumea, toți suntem păcătoși, a renunțat la viața lui și s-a pocăit și a devenit un om nou. Ce vreau eu să spun este că Biblia este o dovadă perfectă, rotundă, neajustabilă a faptului că valoarea cuvântului este sublimă. Ea nu e valorică sau valoriță, ea e valoare deplină. Că în fața cuvântului lui Dumnezeu merită să facem nu numai reverența care îi se cuvine permanent, ci merită să facem alegerea adevărului. Aici este adevărul lui Dumnezeu. Și când cuvântul devine purtător al adevărului, cum este cazul aici, este cea mai înaltă și mai fericită modalitate de a fideliza spusele cuiva. Aici Dumnezeu este reprezentat cu fidelitate pentru că nu omul, ci Duhul Sfânt a dictat tot ceea ce este. Și fie că a fost scris de mână de om, dicteul Duhului Sfânt, noi știm că s-a făcut simțit. Și pe mine m-a impresionat foarte mult faptul că în 1 Iacov, versetul 19, apostolul nu întârzie să ne spună orice om se cuvine să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire și zăbavnic la mânie. Iată, cel mai important lucru e să asculți cuvintele. Uneori poți salva un om ascultându-l doar, grabnic la ascultare, încet la vorbire. Deci de aia se spune că avem două urechi să ascultăm dublu și de aia avem doar o gură să vorbim pe jumătate. Și cu mânia e o altă istorie și o știm și noi. Apropo de mânie versus bucurie, de da. Câte ori ne spune același Pavel în multe epistole, dar facem referire de exemplu la Filipeni, care da. Și numită epistola bucurie, bucurați-vă, bucurați-vă. Da. Și atunci când te bucuri din toată inima, nu mai încape mânia acolo. Sigur că da. Mânia lungă cumva bucuria. Da, și... da. Și mânia este purtată tot pe aripi de cuvânt, știți? Ca și bucuria, ca și da. Eu mă gândeam, în minutele următoare vă fac o propunere așa, să mai dăm câteva exemple care ar putea folosi celor ce ne urmăresc. Ar fi foarte de util. Situații în care, acum chiar unele ne-au inundat, ne-au acaparat aparatul auditiv, situații în care limba română este folosită un picuț, hai să-i spunem delicat, neglijent. De exemplu, cuvintele
deloc și numai. Sunt niște adverbe restrictive care apar exact în situații inverse, în contexte nepotrivite. În loc să spun nu doresc deloc să merg prin ploaie, spun doresc deloc să merg prin ploaie. Neapărând negația, nu are ce căuta acest deloc, că ar trebui să spunem numai. Doresc să merg numai prin ploaie sau numai în timp când nu e ploaie, deci altfel. Numai este folosit ca un restrictiv pe aspecte pozitive. Eu mănânc numai fructe, de exemplu. Nu poți să spui eu nu mănânc deloc fructe, iarăși e corect, dar să spui eu mănânc deloc fructe e aberant. Și așa se spune acum. Deloc apare în contexte în care, lipsind negația, îi scade din valoarea lui de fidelitate în transmiterea mesajului. Deci numai este pentru aspectul pozitiv, eu iubesc numai anotimpul cald, da? Eu nu iubesc deloc iarna, eu nu iubesc deloc frigul. Deci trebuie permanent deloc să fie urmarea unei negații. Nu iubesc deloc. Iar numai e un restrictiv chiar și pe pozitiv. Eu iubesc numai vara, numai căldura. Da? Așa. Dar numai merge și cu negativ. Nu da. Numai. Aici e altă situație. Trandafirici. Acolo e un context diferit. Da. Mă mai gândeam la pronumele de politețe. Am observat că la noi, la români, se obișnuiește adesea, cum să spun, majoritar, în peste 90% dintre cazuri, aici ține și de educație, ca între părinți și copii să se folosească un apăsat tu. Copiii spun de mititei tu, mami, tati, bunicilor, ulterior persoanelor cu care mai vin în contact și brusc la școală trebuie să spună doamne învățătoare, profesorilor, dumneavoastră. E un șoc, bănuiesc, pentru unii. Când se predă la clasa a 5-a pronumele de politețe, dumneavoastră, care pleacă din singularul popular, dumneata, mata popular, li se spune acolo așa, micilor învățăcei, acest pronume se folosește în relații de familie, în relații de societate, în medii academice și așa mai departe. Deci primul loc în care dumneata sau dumneavoastră, sau măcar mata, cum era la țară, trebuie folosit, e familia. Adesea sunt mulți părinți care spun, dar eu vreau să fiu prieten cu copilul meu, cum să pun așa o distanță folosind, să-mi spună copilul mata sau dumneata. Bine, dar n-ați înțeles un lucru, copiii și părinții nu trebuie să fie prieteni, trebuie să existe autoritate. Copilul trebuie să știe că el este sub autoritatea părintelui, nu prieten cu părintele. Părintele poate fi prietenos, poate fi iubitor, tandru, mângâietor, dar nu poate fi prieten cu copilului. Vă dau un simplu exemplu. Nu-i poate spune copilului lui trăirile lui intime. Nici o mamă, nici un tată nu se pot duce la copil să-i spună ce trăiește. Deci nu poate fi prieten. Un prieten vorbește lucruri intime. Mama și tata sunt autoritatea și copilul este persoana care se supune autorității, mai ales până în vârsta de 90 ani, pe urmă încep alte probleme. Iar pronumele de politețe, la noi, de exemplu, în familie, părinții ne-au obișnuit să le spunem dumneavoastră. Când venea mama în vizită la școală în pauze și mi-aducea un pachetel și spuneam ce faceți dumneavoastră, colegii mă întrebau, e mama ta sau e vreo tanti, vreo vecină? Zic, nu, e mama, dar de ce n-ar fi mama? Păi ce semeni cu ea? Dar de ce îi spui dumneavoastră? Zic, fiindcă așa m-a învățat și așa a spus și mama. Părinților. Iar copiii mei, auzind că noi vorbim și eu și soțul mamelor noastre cu dumneavoastră, la fel au spus și ei. Și la un moment dat s-au revoltat prin adolescență. Dar ce, noi suntem mai proști, toți copiii spun părinților tu. Spuneți și voi tu. N-au putut. Deja se încorporase. Și trebuie să reținem, e un lucru în lumea noastră, lumea creștină. Dacă ne învățăm de mici să ne supunem autorității, la început celei parentale, că asta e cea mai la îndemână, mai ușor ne vom supune autorității sociale, fie educator, învățător, profesor, apoi șefului, apoi directorului sau, și mai ales lui Dumnezeu. Copiii care au avut probleme s-au considerat așa prea mână în mână cu părinții și prea prieteni, trăgându-se așa, vor avea problemă cu autoritatea. Vor considera că poate fi discutabilă autoritatea învățătorului, a dirigintelui, a șefului, a directorului. Nu trebuie neapărat să sau se vor certa cu el. Se vor certa și cu Dumnezeu. Vor ce, Doamne, dar de ce să am eu așa necazuri? Că uite, eu te slujesc, sunt credincios, sunt bun, îmi plătesc datoriile, spun adevărul.
Și neînțelegând că autoritatea maximală a lui Dumnezeu nu cere decât smerenie, supunere și nici de cum, iar tu ăla spre Dumnezeu e cu un T mare, faci așa cât vreo mie de dumneavoastră. Niciodată nu există tu, Doamne, cu un T mititel nicăieri. Nici El, Iisus, cu un E mic. Deci există o formulă de reverență, de respect, inclusă chiar și în pronunțarea sau scrierea simplă a unor cuvinte. Și dacă copiii aceștia care spun tu, îi lasă pe părinți să înțeleagă că tu este cu T mare. Da, da, da. În dreptul. Da. Dacă e cu T mare, e ușor să treacă la dumneata, la mata. Da, da. Și mai e o problemă la pronume, e pronumele unui cult pe care nu încetez să-mi ambiționez persoanele dragi și cunoscute. Pronumele de întărire însuși. Bărbații îl folosesc corect. Eu însumi, tu însuți, el însuși, e cu U și la plural. E mai noi simplu la bărbați. Da, la bărbați. Și e folosibil. E mai des apărut în lucrări de toate felurile. Ei, la feminin începe problema. Dacă spun eu însumi, e clar că vorbesc eu însămi. Acest ă care se declină și se trece și la plural deveni, ei, noi însene, creează mari încurcături, doamnelor. Dorința mea este doar deschideți o carte, un caiet și găsiți pronumele de întărire și rețineți, ambiționați-vă, e forma de a mărturisi elegant că ești un om cult sau măcar respectuos față de limba română. Da, folosirea corectă a pronumelui de întărire. Însuși le spuneam și elevii, îi apare printre a șasea, a șaptea, dacă înveți acest pronume, cu siguranță vei fi un om care, vei fi nu numai un om cult, ci vei avea un mare respect de sine. Și am bucuria să zic eu, în integralitatea colectivelor au dorit să fie bine și să știe pronumele de întărire printre altele. Da, pentru cine știe aceste lucruri de finețe, e ca și pentru cel care cunoaște foarte bine muzică. Da. Și când aude o notă falsă, îi țiuie urechile. Da, da, poate da. Ceilalți da, pentru ei așa. Să treacă neobservat. Dar e bine să cunoaștem ca să putem arăta tuturor că stăpânim limba, limba maternă, limba mamă, cum spuneați da, da, mai da, devreme. Da, da. Haideți să continuăm cu exemple din acestea. Da. Cu siguranță mai aveți... Da. Am discutat cu cineva înainte de a ne întâlni și am cerut părerea și altor persoane din echipa cu care conviețuiesc și în stațiune și îmi spuneau nemulțumirile lor de vorbitori și auditori în același timp, că vorbești românește și asculți românește. Și îmi spunea o doamnă, o distinsă artistă, mă deranjează când aud în București într-una autodeservire. Auto nu merge decât cu servire. Deservire înseamnă că cineva e în slujba mea și mi oferă ceva. Nu poate să mă și servească cineva și să mă serve și singur. E o, cum să spun, o combinație nefericită, o combatere în interior. Este? Poftiți? Corect este? Corect este autoservire. Autoservire. Am mers la raionul cu autoservire sau am mers la raionul cu deservire sau cu servire personalizată. Acum sunt diferite formule de prezentare. În mare parte a țării noastre, în Moldova și în Ardeal, se folosește verbul a înfinge în loc de a înfige. Sau cazurile substantivelor sunt ușor maltratate. Mie îmi place foarte mult graiul ardelenesc, dar când aud, spune-i la mama că o salut, în loc de spune-i mamei, care e un dativ, că o salut, sunt încântată că e limba română ardelenească și în același timp... E un fel de dialect. Da, da, da. Dialectul este ceva major și sunt doar câteva dialecte. Ardealul are un grai. Grai care, culmea, e derivă din cel moldovenesc, nu are treabă cu altul. Da. Sunt tot felul de lucruri frumoase. Sau, haide să vedem alte exemple. Îmi spunea o doamnă, de ce se pronunță, inclusiv în mass media, în loc de 5.000 de euro... 5.000 de euro. Se introduce un diftong în loc de o vocală. Păi nu știu de ce. Sau în loc de trafic, se spune trafic. Deci, zgârie într-una, cum spuneați dumneavoastră, la o notă muzicală cu aportul și contribuția. Sau folosirea prepoziției pe lângă pronumele relativ care. Am văzut omul pe care l-ai observat și tu. Și adesea în loc dispare pe și ai văzut, am văzut omul care l-ai văzut și tu. Și sună îngrozitor pentru un vorbitor de limbă română corectă, da?
sau alte lucruri. Haideți că eu mi-am și notat așa celălalt și cealaltă în loc de celălalt și cealaltă. Auzim adesea și auzim chiar la persoane care, iată, dau interviuri la posturile de radio sau la televiziune. Sau altă expresie, în loc de m-am dus să fac un duș, s-a băgat în duș. Chiar n-am auzit, dar mi-a spus o doamnă doctor, zice, eu sunt oripilată de exprimarea asta, că nu e corectă. Și are dreptate. Nici nu e elegantă. Și nici nu e elegantă, nu e nici motivată, că chiar nu poți intra în duș. E așa, aberant, da. Da. Să vedem alte lucruri. Aș mai avea și eu câteva, nu neapărat asemănătoare, dar confuzii care sunt create de expresii gen îmi cer scuze, noi aici zicem mai mult iartă-mă și atunci scăpăm. Da. Cum este corect de fapt? Formula te rog să mă ierți este perfectă, iartă-mă de asemenea. În schimb, îmi cer scuze este greșită 100%. E ca și cum eu aș veni la dumneavoastră după ce v-am făcut un necaz și în loc să vă spun primește, te rog, scuzele mele, iartă-mă că te-am lovit fără să vreau, îți cer ție, celui lovit, să îți cer scuze, să vii tu să te scuzi la mine că eu te-am lovit cât am putut. Deci e o inversare a lucrurilor. Corect este îmi prezint scuze. Aceasta pentru noi, pentru unii dintre profesori și soțul meu și eu, era formula prin care elevii puteau pătrunde la oră chiar cu o întârziere. Se mai întâmplă, știți, să întârzie un copil câteva momente, minute și la intrarea pe ușă îmi cer scuze. Nu, el trebuia să-și amintească, era corect, vă prezint scuze pentru întârzierea mea și să prezinte motivul apoi pentru care a întârziat. Și știa că va avea cu siguranță dreptul să treacă la loc fără nicio altă întrebare suplimentară. Și îmi cer iertare? Este? Îmi cer iertare, da, îți cer ție să-mi acorzi iertarea ta, asta este corect. Nu e ca la scuze. Scuzele le prezint, deci părerea mea de rău, regretul că te-am necăjit, iertarea mi-o cer să-mi acorzi iertare, fiindcă mai vorbeam noi cu alt prilej, iertarea este unul dintre lucrurile cele mai grele din punct de vedere spiritual. Ajungem foarte greu, de exemplu, să cerem iertare părinți unui copil sau chiar soția soțului. Considerăm că ni se cuvine, că mai putem greși și intră la și altele. Ceea ce este fals. Și totuși, în rugăciunea Tatăl nostru, care stă la baza teologiei împărăției lui Dumnezeu, scrie foarte clar că așa cum iertăm și noi greșiților noștri. E chiar noștri. Condiționată iertarea lui de iertarea noastră. Deci eu nu pot să mă duc la Tatăl să cer iartă-mă, Tată, te rog, dar eu nu pot ierta fratele pentru așa mic. Tu iartă-mă pentru ceva mare, știți? E ca în pilda aceea cu datornici, știți? În care datornicul major e iertat de Dumnezeu, dar el la rândul nu iartă pe altul care avea o cătime, o datorie mică. Dar neîndurarea nu este dragă lui Dumnezeu. Dumnezeu este un Dumnezeu al iertării, al iubirii și iubirea include printre primele deziderate iertarea. Nu poți să spui că iubești pe cineva fără a-ți folosi capacitatea de a-l ierta. Și asta nu mai ține de subtilitatea unei limbi română, fie ea sau oricare, ci ține de o educație, de educarea creștină corectă, de demnitate, da? Ei, iată un lucru foarte util, pentru că suntem îndemnați să ne cerem iertare și iertare sau scuze sunt sinonime în accepțiunea vorbitorilor noastră, limbii române, dar nu sunt aceleași. Nu sunt aceleași, scuze, e ceva mai ușor. Se pare că trebuie folosit frecvent și dacă ne uităm tot în Biblie, unde Petru întreabă că da, de câte ori să iert, Doamne? Da. De 70 de ori câte 7, deci ori de câte ori. Deci se presupune că o mulțime de oameni au pentru ce să prezinte scuze. Și e foarte elegant să știm să le și prezentăm corect gramatical. Da. Aici, la vorbirea corectă a limbii române, unul dintre aspecte ar fi cel al eleganței, cum ați subliniat, dar există cel mai important dintre ele este
ca acel cuvânt pe care îl scoți, fraza, sintagma pe care o pornești din gură să se bazeze, să-și să cuprindă cu fidelitate, cum aminteam și mai înainte, adevărul. Adică tu dacă vrei să-i explici unui om ceva, trebuie să o faci în așa fel încât el să de la A la Z să înțeleagă ce ai vrut să spui. Nu trebuie să fii pentru asta un mare pedagog. Trebuie doar să te rogi ca să deschizi gura, cum spune în Biblie, cu înțelepciune și să grești numai ce și cât se cuvine. Cum spunea, da, da și nu, nu. Știți, uneori e de ajuns atât. Da, înțeleg și... tocmai din afirmația aceasta că a deschide gura cu înțelepciune înseamnă nu numai să avem grijă la conținutul mesajului, dar și la forma în care ne exprimăm. Foarte frumos. Ar mai fi încă lucruri asemănătoare, cum folosim, să zicem, cuvintele datorită și din cauza. Da, și aici da. Este o aici nuanță. Este o, da, este o mare, mare problemă, tot așa ca deloc și numai. Datorită se folosește în mod corect și aproape că îl și simți, pentru că are ca sinonim grație, mulțumită, sunt niște prepoziții, ele mai dezvoltate, dar sunt prepoziții în anumite cazuri substantivale. Și vedeți, datorită, grație, mulțumită, înseamnă în sinonimie ceva apropiat. Datorită ție am reușit la examen, datorită ajutorului tău am rezolvat problema. Deci este un aspect pozitiv. Din cauză se referă la cele negative. Din cauza unui stil de viață greșit. Deci nu poți zice, din cauza ta sunt fericit. Da, dacă îi spui că din cauza ta sunt fericit, e ca și mie, îi spune, deși e rece afară, e cald, e absurd. Deci din cauza trebuie numai la aspecte negative folosit. Din cauza vremii acestea umede, eu nu mă simt bine cu oasele, cum pățim adesea. Din cauza lipsurilor curente a trebuit să fac un compromis. Deci e ceva negativ. Dar datorită se referă numai la aspecte pozitive. Datorită înțelepciunii părinților mei am știut să rezolv încă din copilărie unele probleme. Da. Așa. Eu am găsit că și în cuvântul lui Dumnezeu se relevă în mod deosebit valoarea cuvântului și mai ales în proverbe abundă. Solomon prin a ne spune cât de important e cuvântul. Și am să vă dau doar câteva exemple care mi-au mers la inimă. Zice așa, fiule, nu uita învățăturile mele și păstrează în inima ta sfaturile mele. Toate astea, sigur, spuse în cuvinte, nu? Sau, fiule, dacă vei primi cuvintele mele, vei lua aminte la învățături, vei înțelege frica, atunci vei găsi cunoștința de Dumnezeu. Deci, iată cuvântul într-o așa de aleasă companie, cum este cea a tuturor mesajelor de la Dumnezeu, capătă o valență pe care n-am bănui-o. Pentru că, repet, există persoane care spun, ei, vorbe, ăsta vorbește, sunt niște vorbe, doar niște vorbe. Și există un proverb latinesc, faptele, nu vorbele, acta, non verba. Este adevărat, faptele ne definesc, dar cuvintele nu trebuie să treacă în paralel cu faptele, ele trebuie să fie susținătoare ale faptelor, așa cum era Iisus, spune, eu sunt cale, calea, adevărul și viața. El nu spune și vorbește de cuvânt, de valoarea lui, că spune omul nu se va hrăni doar cu pâinea obișnuită, ci și cu cuvântul lui Dumnezeu. Iată-l, prin extrapolare, cuvântul lui Dumnezeu devine hrană pentru un om care începe în mod firesc ziua cu Dumnezeu, continuă cu el și o încheie cu el, da? Și și-ar dori, cred că și când respiră, să-i spună, Doamne, te iubesc și mă închin ție, da? Asta este ideea că cuvântul în toată vremea face un lucru extraordinar. Repet, el are o mare încărcătură, o încărcătură de-a dreptul solemnă. N-avem, cum să spun, moral, nu avem dreptul să-l minimalizăm. Ce? Doar niște vorbe, niște cuvinte. E falsă atitudinea, e nedreaptă. Și respectul de sine al unui om s-a demonstrat și științific crește în măsura în care se exprimă mai îngrijit, mai nuanțat, mai atent. Și când îi se explică ceva, de exemplu cuvântul repercusiune, am aflat după nu știu câtă vreme când îl foloseam greșit repercusiune, că este repercusiune, fără al doilea R.
repercusiune. Și inopinant, spuneam noi copii și am aflat de la profesorii noștri că este inopinat, e un control inopinat, nu inopinant. Și tot felul de lucruri. Și dacă ești sensibil, le auzi, le vezi și le, totul e să le introduci. Există un parazit verbal, un și, vorbeam noi despre el azi. El a apărut din nevoia oamenilor, a vorbitorilor limbii române, grijulii, care au avut să redespartă cacofoniile, ca creștin. Nimănui nu-i place cum sună, ca copil. Și ca să nu spună ca creștin, să iasă cacofonia, spune ca și creștin, ca și copil. Fals. Nu e soluția și-ul. Și-ul este un parazit verbal care trebuie dat la o parte. Acolo se interpune un cuvânt logic. Ca un bun creștin, ca un creștin ce ești sau sunt, ca copil, ca un copil ce ești. Deci se poate introduce imediat, în mod logic, un cuvințel sau chiar două care despart prepoziția ca de un cuvânt care începe tot cu sunetele c, a, c, r, și în felul acesta se evită cacofonizarea, care e neplăcută, într-adevăr, în limba română. Dar mai nou se vorbește că ar fi acceptată limba română chiar și cu aceste cacofonii. Singurele cacofonii oficial acceptate sunt cele din Ion Luca Caragiale și Biserica Catolică. Astea n-au nevoie de interpuneri pentru că sunt acceptate, sunt o realitate lingvistică pe care nu încearcă nimeni să o interpreteze, știți? Nu, ele sunt acceptate, dar doar acestea, în afară de acestea două, eu personal nu cunosc, știți că există și acest nu cunosc. În 2002, un dicționar care vine și actualizează lucrurile, datorită sau din cauza, să știți că din data asta chiar sunt în dubiu ce trebuie folosit, cred că din cauza, folosirii largi a unor defectuoase formule, de exemplu clasa întâi nu-i folosită și de părinți de ele decât cu clasa întâia. Folosindu-se clasa întâia și extinzându-se, 2002 acceptă acest dicționar de rigurozitate cât de cât, acceptă că se poate folosi și clasa întâia, ceea ce nu era permis. Acum era, copilul meu este în clasa 1, eu călătoresc cu trenul la clasa 1, așa era corect. Da. S-au mai petrecut astfel, deci moto, cuvântul moto se scrie greșit cu 2 de T. Corect este scris cu un T, fiindcă el a fost românizat, el este moto cu un T. Așa îl scrie un om care se respectă, are carte și cunoștință. Cu toate acestea, domnul 20, acceptăm și moto cu 2 de T. Cuvântul antic, istorie antică, povestire antică, e accentuat, cum vă spun eu, corect, că vine din antic, vus antiqua, antic, un cuvânt latinesc, un adjectiv. El a fost atât de folosit ca formă a istoria antică, povestire antică, care, cel puțin mie, așa ca un cunoscător al limbii latine, îmi sună zgârietor, încât domnul Doi a zis, acceptăm și această accentuare. E vorba de schimbarea accentului. Da. Deci, la un moment dat, se acceptă, repet, aici nu mai știm dacă din cauza sau datorită, cred că din cauza folosirii lărgite. Ei, s-ar putea așa să ajungă și deloc și numai. Ar fi trist, că acolo chiar e o trunchiere logică. Dar nu putem ști ce se va mai întâmpla. Mai există un fenomen răspândit datorită smartphone-urilor, tablete și alte modalități de comunicare, fenomenul Facebook. Da. Oamenii scriu cu prescurtări, așa, cu K în loc de K și tot felul, cunoaștem. Da, da, da. Nu dăm vina numai pe cei mai tineri, se folosește. Considerați sau specialiștii consideră aceasta o lipsă de respect pentru cel care îi se adresează un astfel de mesaj? Sau... Personal, când elevii mi-au scris astfel de mesaje, le-am cerut să-mi explice, că n-am înțeles. Din facultate prescurtam doar DPDV, din punct de vedere, pentru că era foarte mult de scris la cursurile care ni se dictau. Dar acum, cu generația aceasta și cu trendul în care... în care ne aflăm, există și tendința de a considera cu severitate că e greșit, că e un pic nepoliticos. Personal înclin spre a accepta și a înțelege prescurtările, chiar și folosirea lui ca. Uneori e inteligentă, știți? Un om ca tine și în loc să scrie ca, c și a, scrie capa. Și mi se pare că
a nimerit-o, cel puțin din punctul meu de vedere, repet, nu ca specialist, de data asta ca consumator, ca să zic așa. Da, ca destinatar, mai corect spus de dumneavoastră, ca destinatar înclin să accept că lucrurile stau așa și că timpul va cerne. Limba, cum vă spuneam, este un organism, ca un organism viu, ea crește, se dezvoltă și devine la un moment dat atât de rămuroasă încât vă vorbeam de limbajele specifice. Niciun vorbitor de limbă română nu poate spune că eu cunosc toate limbajele specifice și medical și sportiv și știu eu de business și de geografic. Nu se poate. Cunoști unul, două, în mediul în care lucrezi, în care ai devenit, ai un hobby sau ești profesionist. Da. Și limba se și purifică. Așa e, limba se și purifică și apoi dacă avem nevoie de o mesagerie de asta rapidă, nu, prescurtările nu sunt, după părerea mea, unele chiar sunt corecte, le folosim chiar și noi toți. E drept, nu în textul frazat. În textul frazat ai vrea o altă greșeală de care mi-amintesc. Atunci când noi scriem cuiva și vorbim despre numere, persoane sau lucruri numărabile până la 10, totul se scrie cu litere. Eu am primit 7 cărți, tu ai primit 9 creioane. Atunci cu litere, până în 10, dar de la 11 în sus se acceptă să trecem la scrierea cu cifre, fie că e un text, fie că e vorba de un text literar, beletristic, artistic, medical. Dar rămân șocată când găsesc într-un document scris, eu am 2 surori. Păi cum să ai 2 surori cu cifră? Trebuie să scrii neapărat cu litere 2, că cifra 2 are aspectul negativ, da. Pardon, feminin masculin. Și masculin. Da, și trebuie să scrii 2, trebuie să fii corect, da. Dar există, cel puțin eu cred că e bine să acceptăm și așa cum ați gândit și dumneavoastră, să vedem cum se vor mai cerne, cum vor mai evolua lucrurile. La un moment dat nu suntem numai consumatori, participativi la actul lingvistic, ci suntem și un pic spectatori. Urmărim să vedem și ele se petrec de-a lungul anilor, aceste schimbări acceptate sau eliminate. Chiar în mod natural, repet, limba se comportă ca un organism care își frământă el regulile și... Mulțumim pentru toate aceste sfaturi, sperăm că le vom putea ține în minte. Oricum, emisiunile noastre se pot revedea pe YouTube, așa că cei interesați pot să-și ia și notițe după ce vor urmări această emisiune. În final, vă și mulțumesc pentru contribuția adusă emisiunii pentru noi femeile, dar aș vrea să încheiem ca și concluzie cu o întrebare la care să răspundeți. Se spune că nu haina îl face pe om. Valoarea lui stă în el însăși, nu în haina. Dar în ea însăși sau în el însăși, da. Dar în ce privește limbajul, exprimarea, îl face pe om, îl ridică sau... Da, chiar foloseam într-una din cărțile mele un citat în care autorul spunea că în momentul în care începi să vorbești, arăți cine ești de fapt. E ca o cădere a măștilor. Știți, așa cum acasă când ajungi seara, lași jos să cadă și ești omul care ești și te relaxezi între ai tăi, fiind normal, firesc, și obosit, și supărat, și nervos, sau calm. Așa e și cu limba. Ai momentele de rigoare, momente în care ești foarte hotărât să fii sever, dar ai și momente în care, judecând asupra modului în care limba evoluează, observăm ca un factor plin de vitalitate, rămâi un pic și inexpectativă. E datoria românului să fie, pe de o parte, activ, dar să fie și un pic în expectativă, da? Cum zicea, orice om să fie grabnic la ascultare. E foarte important să ascultăm. Și ne dăm seama, chiar pe noi înșine uneori ascultându-ne, eu azi spuneam cuiva de șiul acela care trebuie tăiat și l-am folosit în următoarea oră. Bineînțeles că m-am cercetat, mi-am prezentat și scuzele, dar l-am folosit și am observat că nu-i de ajuns să observi la altul. E bine să încep cu tine însuți. Mesajul meu pentru cei ce ne privesc este să fim foarte atenți la noi înșine, în primul rând. Este o dovadă de respect de sine, de iubire și de aproapele și de noi. Că nu poți să-l iubești pe celălalt lăsându-te pe tine, denigrându-te sau înjosindu-te, ci dându-ți valoarea pe care însuși Dumnezeu ți-a dat-o.
Vă mulțumim și în încheiere, dragi telespectatoare, dragi telespectatori, ascultându-o pe doamna Mariana Parapiru, mi-am adus aminte de versurile lui Gheorghe Sion, un mare poet, care spunea: mult e dulce și frumoasă limba ce-o vorbim, altă limbă armonioasă ca ea nu găsim. Saltă inima în plăcere când o ascultăm și pe buze aduce miere când o cuvântăm. Românașul o iubește ca sufletul său. Vorbiți, scrieți românește pentru Dumnezeu. Pasiunea pentru limba maternă și respectul trebuie să rămână și să ne ajute Dumnezeu să fim buni creștini și în ceea ce privește utilizarea limbii, adică mesajele de încurajare, de evangelizare pe care le vom transmite să fie purificate și din punct de vedere al standardelor gramaticale. Dumnezeu să ne ajute să fim o lumină și din acest punct de vedere. Să fiți binecuvântați și ne revedem săptămâna viitoare la o nouă ediție a emisiunii Pentru Noi Femeile. La revedere! O emisiune sponsorizată de Matero.